Da, bună ziua. Nu e complet, mai sunt cel puțin 2-3 jucători care ar trebui să mai apară, cu care să completez lotul. Aș mai avea nevoie și de juniori, unul sau doi, o să vedem, plus unul sau doi jucători cu experiență. Unul, ne-am înțeles, un atacant de Liga 1 care trebuie să apară astăzi seară, mâine să semneze contractul. Păi și noi nu spui dacă tot vine. Până nu semnează, nu mai vreau să spun, că și așa am stat vreo săptămână așa să negociez și era să cadă, așa, până ne-am înțeles, așa că dar până tu, nu semnează. Dar tu personal îți pui în discuție, tu personal te implici să mă convingi implic, oamenii? Da, că... da, mă implic. Eu discut cu ei. Acum depinde cum o considerați. Pentru mine e un atacant important. Pentru că e greu să mai găsești. Atacanții acolo cea mai mare problemă la noi și la echipa națională și la Liga 1 și la Liga 2, așa că eu sper să fie pentru Liga 2 atacantul de care avem nevoie. Plus că mă bazez și pe ceilalți, pe juniorii care avem și Atana Strică, care... Cum a venit ideea să-l aduceți pe Atanas? Păi am discutat și cu Tric, am fost să-l urmăresc la Craiova, la meciurile de Liga 3-a. M-a impresionat, are și a marcat și multe goluri, are un fizic bun, avem talie, încerc să aduc jucători cu talie, pentru că în sezonul trecut n-am reușit să profităm la faze fixe, pentru că poate am fost echipa cu cele mai multe cornere și n-am profitat cam deloc de aceste lucruri, așa că... Cum se vede Liga a doua în acest sezon? Cu Dinamo? Da, e de vreme acum de spus, că nu prea am văzut așa nicio echipă care să facă foarte multe achiziții. V-am zis, și noi mai avem câteva de făcut, dar eu zic că ne-am mișcat destul de bine pentru prima zi. Eu îmi doream să am tot lotul la dispoziție în prima astăzi, dar e bine și așa. Dar așteptați duelul cu Dinamo? Da, așteptăm duelul, e normal. Sper să se umple stadionul, e normal că să-l așteptăm, un duel cu Dinamo, pentru că o să fie un spectacol, un derby, e șocant, dar asta este, trebuie să acceptăm realitatea. E special, având în vedere că ai jucat și la Dinamo, nu e special? Nu, neapărat că e special, dar mă gândesc că e un derby și nu știu ce va face Dinamo continuare, ce își va dori, dacă să vrea să promoveze, declarativ, pentru că sunt problemele care le știți, au și retrogradat și nu știu ce se va întâmpla mai departe. Și voi aveți probleme apropo de promovare? Nu, chiar mă întrebați, că nu știu ce să răspund. Nu, dar măcar o discuție trebuie să fie avută înaintea unui start de sezon. O discuție am avut-o și de sezonul trecut sau de când am venit aici. Acum, mai departe, cei care se ocupă, nu vreau. Eu vorbesc de transferuri, de antrenamente, de meciuri și atât. Mai departe, dar cât să muncești în zadar așa? Eu sper că nu o să muncesc în zadar și se va rezolva până la urmă, pentru că și jucătorii pe care i-am adus arată că își dorește clubul să promoveze. Pentru că așa mi s-a spus, să iau jucători de promovare. Înseamnă că lucrurile sunt spre bine. S-a ce mers la TAS până la urmă? Din câte am înțeles, da. Pentru baraj, nu? Pentru sezonul care... Da. Deci se așteaptă... Păi, s-a dat de la TAS. Când s-a dat decizia de mult. Nu, tu vorbești de baraj, e întreba de... Că e corect. Adică, să fiți... Să... Teoretic, dacă se va schimba... Dacă se va schimba... Da, nu știu, n-am... Nu știu despre lucrul ăsta, ce s-a întâmplat. Eu știu că au fost la TAS pentru baraj, să ne lasă atunci la baraj și nu s-a... unde au dat drept, după cum știți. Cu ce echipă vă luptați pentru promovare? Nu știu deocamdată. Din ce, așa să spunem, câteva echipe la prima, tot Chiajna, care o să fie sigur o echipă care o să-și dorească promovarea. Poate Dinamo, dacă își va rezolva problemele, Iașiu, Cixereda, nu știu, Buzău. Adică suntem la început, n-am văzut ceva, multe echipe care să facă achiziții, sau, dar mai e timp, probabil că mai durează. Trebuie să te întrebăm și totuși și de echipa națională și pe tine, pentru că această întreagă discuție cu această generație, cu Edi Ordănescu, să-i schimbe, să nu-i schimbe, să plece, să nu plece, e o postură ingrată, da, nu putea face mai mult? Nu știu dacă putea să facă mai mult. Până la urmă am schimbat foarte mulți antrenori și rezultatele sunt cam aceleași. Până la urmă, dacă am schimbat atenția antrenori și nu s-a schimbat nimic, problema
poate în altă parte. Asta e valoarea jucătorilor, trebuie să ne dea de gândit să schimbăm ceva ca să putem să ajungem unde am fost. Și eu știu așa, eu am ceva ce ar trebui schimbat, e părerea mea, pentru că eu mă confrunt zi de zi, am vorbit și cu alți colegi, chiar aș fi vrut să spun lucrul ăsta și chiar într-o emisiune, chiar și la federație și am mai vorbit cu mulți antrenori, sunt lucruri care ne confruntăm aici pe teren, din birou e mai ușor. Atât timp cât, cred eu, nu se schimbă regula asta cu underi, să se joace obligatoriu cu underi, de acolo e problema. Și gândiți-vă, de când s-a băgat regula asta, că ne-am dus din ce în ce mai jos. Asta cu semifinala aia la tineret, am reușit-o și fără regula cu underul, că echipa asta calificată acum la 19 ani. Am mai reușit-o și altă dată, fără regula asta, adică asta la 10-15 ani se realizează oricum, adică nu e nicio problemă. Iar cele mai mari rezultate am avut fără regula asta. Pentru că eu știu cu ce mă confrunt acum. Ești nevoie să scoți practic un jucător? Păi sunt junior care spun niște condiții de n-ai văzut, pentru că știu că ești obligat să joci cu ei. N-am întâlnit așa ceva. Ce au cerut? Domne, nu știu că sunt, eu sunt aici, adică să iei un junior, păi ți-e mai greu să iei un atacant de Liga 1. Pentru că știu că ai nevoie. De exemplu, acum spun, anul trecut, eu nu văd logic, am trecut, joci cu 2001-2003 și acum joc cu 2002-2004. Lua ăla de 2001 ce-i fac acum? Îl dau afară, nu? Deși merită să joace, dar dacă mă obligă cu 2002, spuneți-mi, ce fac? Că și ăla e tânăr. 2000, ce fac cu el? Trebuie să-l dau afară, că trebuie să joc cu 2004 sau cu 2002. Anul trecut 2002, n-a jucat, acum îl bagi din nou. La anul scoți 2002 și 2004, o să vii cu 2003-2005. Ăștia n-au continuitate, dar mie dacă îmi dai un 2004 care n-a jucat nicăieri, să-l bag eu acum să joace un 2004. Eu iau să fac antrenament ușor, îi bag 5 minute, să antrenează cu echipa. Că nu sunt noi, nu suntem ca la străini de afară să avem, să fie pregătiți la 15, 16, 17. Nu sunt, la noi așa s-a lucrat. Nu-i copt. Și îl și distrug un jucător de 2004, pentru că nu joacă, nu o să joace bine. Că nu e obișnuit, e clar, nu are forță, nu e pregătit pentru nivelul ăsta. Îi dau un cap la jucător. Vedeți, majoritatea jucătorilor care sunt forțați să joace, după ce termină cu junioratul, se lasă. Nu-i mai caută nimeni. Soluția ar fi un campionat. Eu ce fac cu Bărbărău, un portar de 2001 care era lotul de tinere? Și zic, Raul, îi caut echipa acum, sincer. Îi caut echipa la Liga 1, că poate mă duc cu junior de 2000, că mă obligă. Și ce fac lui Bărbărău acum? Îl țin rezervă? Că asta e, așa mă obligă, eu nu vreau, adică nu le dau continuitate, nici la 2000, nici la 2000, adică eu spun. Și le dau un sfat, dacă vor să se gândească foarte bine, să scoată regula asta, că nu cu asta mă fac noi rezultate. Eu n-am văzut Italia, Germania, a fost pe regulile, țările astea cu fotbalul mare, noi după cine nu știu, în loc să vedem la ei. Mă, care e bun să joace. A zis foarte bine domnul Cârțu, că și eu am spus, FCSB-ul, Craiova, Faru, te obligă să joci la Liga 1 cu un junior, ăia joacă câte patru. Dacă sunt buni, eu nu cred că Octavian Popescu l-a luat și l-a băgat la Liga 1, că a fost regula. L-a luat că a fost talentat. Nu? Și eu iau un junior care e bun, îl iau și bag, dar trebuie treptat, trebuie unul de 2004. E fotbalul, vă spun, ne bucurăm să țină de minge, o să o dea la noi. Când ai acolo, da. Umblați, vedeți cu jucătorii cum fac antrenorii. Unde joci cu junior? Acolo. Numai acolo duce mingea. Toate echipele, întrebați, și așa se întâmplă. Și dăm într-un, bag un portar săracul și greșește. E steaua cu presiune, scapă mingea, ce mai fac cu copilul ăla? Deci mai revine când? Astea sunt lucrurile, dar noi le trăim aici și vă spun. Și problema e că și greu să mai iei juniorii. N-ai cum să-i mai iei, că au pretenții mari. Acum că știu, îmi face un junior, îmi pune 7.000 de clauze. Că să joace 50% din meciuri, 90%, mie de acolo nu știu. Și eu trebuie să-i accept. Și pe cei care au 25 de ani, considerăm bătrâni acum. Trebuie să-i dăm afară că să joace unde 2004. Să joace 2004 când merită. Să joace 2002 când merită. Că sunt mulți care nu merită și fotbalul nostru, după ce că e slab, joc cu 2002 și 2004 și se oprește mingea la 2002 și la 2004. Vreau și eu să construiesc. Dar asta se întâmplă. Și de-aia și rezultatele. Că generația care a ieșit, care a fost în semifinale, la tineret. Am zis că ne bazăm, păi au venit la echipa mare, la asta. Și ce faci? Ce fac la Naționala Mare? Că toți joacă pe la Serie B, până Italia, joacă până, nu joacă la echipe mari. Nu joacă și de-aia suntem acolo, că sunt forțați. Toți să joace 2002-2000, lasă domnul să joace și ăla de 25 de ani. Să joace și ăla de 30 și de 36 dacă merită. Deci spuneți-mi ce fac cu 2001 și 2003 acum. Că se joacă cu 2002-2004. Am trecut să joc cu, v-am zis, cu 2001 și 2003. La ăștia ce-i fac? Sunt bătrâni ăștia de 2001, nu? Că o să mă pună, nu pot, nimeni nu să vrea să joace cu 2001-2003, joc și cu 2002 și cu 2004. Că o să zică, de ce nu joci și cu aia? Păi nu pot să joc și cu aia, că jucăm în 5. Eu am fost asta și vreau să joc o dată în 10. În ce meci un 10, fără junior? Zic, n-am junior și joc în 10. Să văd dacă se poate
Asta eu așa spun, asta e o părere a mea, că trebuie schimbată regula asta și o să vedeți. Și luați așa, dați timpul înapoi și vedeți de când fotbalul nostru s-a dus în jos, de când există regula asta. Fotbalistul care e bun, toată lumea îl ia. Dacă e bun, îl iau la echipa mare, dar îl pregătesc treptat, îl bag în 2002-2004, face antrenamente cu echipa mare, dau 5 minute, 10 minute. Când e pregătit și e copt, intră și joacă. Pentru că el 2004, săracul, poate el e bun, dar nu e pregătit. Și eu ce fac? Nu merită, își pierde și el încrederea, nu mai am nicio încredere în el. Și când se termină cu juniorul, se lasă la anul altul.